bine am regăsit la un nou video. Astăzi o să vă arăt cum vă puteți juca pe Tesla. O să ne jucăm pentru prima dată cu controlul, să vedem ce ne putem juca, pentru că mulți m-ați întrebat ce te poți juca pe Tesla. Astăzi o să testăm și o să vă mai arăt și câteva șmecherii pe care le-am făcut la mașină. Înainte să începem, nu uitați, dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă mai vreți content nou cu Tesla pe canal. Haideți în mașină. Ne-am găsit un loc foarte frumos lângă București, unde să avem și o priveliște bună cât timp testăm aici ce jocuri ne putem juca. După cum vedeți, cam astea sunt jocurile, după cum v-am spus în unul din videourile anterioare, iar astăzi o să testăm o parte din ele. 2048, avem șah, avem unul dintre jocurile super șmechere, Beach Buggy Racing, mă joc destul de des pentru că ne putem juca și în doi, o să-l jucăm imediat să vă arăt cum e jocul. Pe lângă asta avem Cuphead, care am auzit că e super șmecher, dar avem nevoie de controller, o să-l folosim imediat și controllerul să vedem cum este jocul ăsta, că am auzit că e șmecher. Avem table, dacă vreți să ne jucăm table, ce avem aici, nu știu exact ce e asta, Stardew Valley. Fallout Shelter, pentru cei care știți, m-am jucat destul de mult jocul ăsta, e chiar șmecher. Cat Quest, nu știu ce e asta. Solitaire, dacă vreți să vă jucați Solitaire. Skyforce Reload. Avem Sudoku. Avem Sonic the Hedgehog. Și Politopia, care ghiciți ce? E multiplayer ăsta. Deci ăsta este multiplayer. Am rămas surprins că te poți juca și multiplayer cu alți oameni cu Tesla la jocul ăsta. Pentru început o să vreau să vă prezint clasicul Beach Buggy Racing, pentru că jocul ăsta, după cum vedem și aici, se poate juca de la 1 la 2 player și ne putem juca cu controllerul, steering wheel-ul, adică cu volanul mașinii, sau cu touchscreen-ul. Deci e foarte mișto jocul ăsta. Hai să vedem care e treaba. Pentru început vedem că avem o Tesla aici, foarte drăguț, avem un supercharger lângă noi. Hai să dăm un player de data asta și îi dăm clasicul ăsta. Fiecare caracter de ăsta pe care îl deblochezi are o super putere, e super Caterinca. Hai să dăm pe ăsta, îi dăm continue și dăm ceva așa pe chill, ok? Hai să vedem cum e. Deci o să încerc pentru prima dată să mă joc cu volanul. Vezi că e ok, ești nebun? Vezi că suntem ok. E super mișto ăsta și uite, putem folosi o abilitate. Mamă, bine. E pentru prima dată când mă joc de pe volan. Se vede skill-ul de gamer unde este. Primul loc aici. Dăm cu tornadă, dăm cu dăstea. N-avem în cine să dăm, că suntem pe primul loc, se știe. Ia uite, bam. Și e foarte Caterinca că, după cum vedeți, este exact mașina pe care o avem noi. O Tesla Model 3 albă. Asta e super mișto, se vede atenția la detalii. Frumos, dăm continue. E super Caterinca, adică cât timp stai să încarci mașina, poți să te joci jocurile astea. Foarte mișto că te poți juca în două persoane și te poți juca de aici o persoană, de aici o persoană. Chiar e mișto treaba asta, pentru că te poți juca și cu cineva în mașină dacă vă plictisiți. Acum o să vreau să trecem la partea cu controllerul. Ce avem nevoie pentru a ne juca pe Tesla cu controllerul? Pentru început avem nevoie de acest adaptor de 40 de lei pe care l-am cumpărat special pentru acest video. Și pe lângă acest adaptor avem nevoie de un controller de Xbox. Avem aici un controller destul de ok. Și haideți să vedem dacă reușim să-l facem să funcționeze. În consola centrală, dacă dăm asta de aici, aici avem primul sertăraș. Dacă mai dăm o parte, exact aici se află mufele. Trebuie să conectăm adaptorul, uite așa, frumos. Iar acum să conectăm controllerul, uite așa. Conectăm și controllerul și gata. Se pare că a prins viață controllerul. L-a detectat, avem aici play game. Înainte mi-a părea că aveam nevoie de controller. Hai să vedem cum e jocul ăsta pe Tesla. Trebuie să facem prima save. Se vede că e prima dată când ne jucăm. O să trecem peste intro-ul ăsta și să vedem cum este primul nivel. Mamă, ce e aici, frate? Am făcut tutorialul. Cam așa arată jocul ăsta, e practic meniul de levele. Și cred că aici avem primul nivel, ok? Hai să dăm cu primul nivel. Pentru ce pot să zic că se mișcă bine, deci sub 60 de FPS-uri nu scade. Deci chiar e ok, nu scade deloc. Opa, 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 opa. Vedeți că pare mai greu decât pare, e mai greu decât pare primul nivel. Opa, 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 opa. Dă-i în față, dă-i, 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 dă-i. Dă-i torță, dă-i. Dă-i, 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 dă-i. Pa, 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 pa. Cred că suntem bine, suntem bine, suntem bine. Bă, ești nebun! Bă, cât de greu e! Mamă, 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 mamă! Chat, asta chiar e greu, ești nebun? Poate pare ușor, dar nu e, mai am o singură viață, avem 3 vieți.
Doamne, iartă-mă. Dei. Băi! Mamă! Bă, voi vedeți că vin de peste tot, e chiar foarte greu jocul ăsta. A few moments later. Gata, mă, suntem safe, avem 3 vieți, acum îl terminăm. Terminăm nivelul. Ce-ai, mă, că ăștia știu să sară, bă, ce se întâmplă? Three weeks later. Voi vedeți cum mă duc? Nu mă mai prinde nimeni! Nu mă mai prinde nimeni! Bruh, look at this dude! Wait a minute. Împărți mâna. Hopa, pa! Wow! Mamă! Bă, te atacă de peste tot! Haide, mă, că ești nesimțită! Cât am mers? Doamne, 3 sferturi din jocul ăsta! Bă, e incredibil jocul ăsta! Urez jocul ăsta! One eternity later. Acum m-am dus. Nu cred. Am terminat nivelul! Doamne, iartă-mă și ferește-mă, chat, suntem aici de peste jumătate de oră cu nivelul ăsta. Efectiv, n-am vrut să... Am luat coinuri, nici măcar nu știu câte coinuri am luat, dacă am luat. Da, ci că 2 minute am terminat doar acum, adică... Am colectat și 3 coinuri din 5, skill level doar 200 lei. Doamne, iartă-mă, bă, de jocul ăsta este cel mai greu joc pe care l-am jucat, dintre cele mai grele jocuri. Chiar e, te ține aici în joc, m-am jucat jumătate de oră, adică practic dacă eram cu mașina la încărcat, deja era încărcată. Nu vreau să mă mai joc momentele față, mi s-a luat de jocul ăsta. Am vrut doar să termin nivelul ăsta ca să mă plâng cât am stat. S-a făcut ora 2. Ce jocuri mai avem pe aici, dacă ne uităm? Sonic așa, old. Doamne, oricum până acum mi se pare cel mai addicted, mi se pare ălaltul. Dar și ăsta e așa satisfying să te joci old. Place că are foarte multe jocuri vechi Tesla asta. Dar efectiv Tesla e așa de viitor și practic te poți juca o grămadă de jocuri vechi pe Tesla. Nu știu care e hazul. Ziceți voi dacă nu v-ați jucat când erați mici, jocurile de genul. Wow, vezi că e satisfying. Se mișcă bine, n-ar avea de ce să nu se miște bine, dar na. Mamă, vezi că a scăzut un pic FPS-urile când a explodat aia. Dacă întrebarea voastră era, poți să te joci în timp ce ești la volan? Nu, nu poți să te joci în timp ce ești la volan. Uite, acum încerc să o bag în drive. Nu mă las. Vedeți, scrie exit to drive. Cam astea sunt jocurile pe care le poți încerca pe Tesla, pe repede înainte. Vi le-am arătat, cred că, pe cele mai interesante. Resturile sunt așa mai clasice, adică presupun că știți și voi ce înseamnă solitaire, sudoku sau alte jocuri de aici, table. Toată lumea știe deja jocurile astea, așa că nu trebuie să vi le arăt cum se joacă. Șahul la fel, poți să te joci cu calculatorul, e destul de caterincă. În unul dintre clipurile cu dezavantaje m-am plâns că mașina nu are Android Auto. Ei bine, am făcut eu o șmecherie și practic acum mașina are și Android Auto. Hai să vă explic cum funcționează. Deci practic eu în momentul de față am cumpărat o aplicație cu 20 de lei de pe Google Play care îmi permite să fac niște șmecherii practic prin VPN, să conectez mașina la hotspot-ul telefonului, iar prin asta putem, dacă intrăm în browser, practic noi păcălim mașina și în același timp avem Android Auto. După cum vedeți, suntem pe Tesla, suntem în browser și avem Android Auto. Ăsta este practic Waze și funcționează chiar foarte, foarte ok. Putem să căutăm orice, putem să scriem chiar de pe tastatura telefonului, foarte drăguț. Este efectiv un Android Auto clasic, dacă dăm aici la meniu, și chiar se mișcă destul de ok, adică e destul de decent, pot spune. Cam atât vă cu acest video, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like și abonați-vă dacă vreți să vedeți content cu Tesla cât mai des pe canal. În concluzie pot spune că nu prea ai cum să te plictisești la încărcat, adică ai ce să faci în mașina asta, să te joci, să stai pe telefon, să te uiți pe YouTube, Netflix, orice ai de făcut. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!